Un bărbat a ales să-și pună capăt zilelor în subsolul blocului unde acesta locuia în Roman. Cel puțin asta arată primele date ale investigației. Gestul disperat al acestuia a avut loc zilele trecute, soția sa fiind cea care a anunțat poliția. Polițiștii din cadrul poliției municipiului Roman au fost sesizați de către o femeie de 46 de ani cu privire la faptul că soțul său este decedat. Bărbatul în cauză, în vârstă de 48 de ani din Roman, a fost găsit decedat în subsolul blocului unde aceștia locuiau. În urma examinării preliminare asupra feței exterioare a corpului nu au fost identificate urme vizibile de violență. Corpul bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală neamț în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate cauzei decesului. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, respectiv moarte suspectă.